Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun regăsit la ediția de astăzi, vineri 21 mai 2010, a Web Știrilor, jurnalul informativ în limba română, realizat și prezentat de către redacția web a primăriei din Torino. Revenim după o scurtă pauză cauzată de deplasarea mea pe motive de muncă în țări mai însorite, timp în care însă ați avut ocazia să-l vedeți pe directorul nostru, Franco Carcillo, punând în aplicare vastele sale cunoștințe de limbă română. Două dintre edițiile cotidiene, de marți și de miercuri, au fost realizate cu ajutorul neprețuit al domniei sale, care a citit știrile pregătite de către Anca Arnăutu. Propunem în această ediție doar câteva secunde, invitându-vă însă să le urmăriți pe amândouă pe portalul nostru, în secțiunea dedicată Web Știri Cotidian. Bună ziua, domnilor și domnilor, și bun găsit la știri. Scuzați-mă, vă rog, pronunția mea, dar nici Viorica, nici Anca sunt aici în redacție. Și după această introducere, care suntem convinși v-a făcut plăcere, trecem la agenda săptămânii următoare, nu însă înainte de a face urări de bine și sănătate tuturor celor care poartă numele de Constantin și de Elena, dorindu-le de ziua onomastică numai bucurii, sănătate și să se bucure de tot ceea ce le oferă viața. La 21 mai 1965 debuta la televiziunea română emisiunea Teleenciclopedia, cu un record de audiență până în anul 1990. La 23 mai 1805, Napoleon Bonaparte era încoronat ca rege al Italiei la Domul din Milano. La 24 mai 1908 a fost inaugurată noua clădire a Muzeului de Istorie Naturală Grigore Antipa din București, în prezența regelui Carol I. Și tot la 24 mai, dar în 1990, lua ființă la București Teatrul Masca, singurul teatru de gest, pantonimă și expresie corporală din România, condus de actorul și de regizorul Mihai Mălai Mare. Și la 26 mai, dar în 1920, Constantin Brâncuș participa la Paris la Festivalul Dada împreună cu André Gide și Paul Valéry, fiind unul dintre semnatarii manifestului intitulat Contre Cubism, Contre Dadaism. Duminică 23 mai, românii sărbătoresc Rusaliile, cunoscute și drept Pogorârea sau Coborârea Sfântului Spirit, o sărbătoare creștină importantă, prăznuită întotdeauna duminica la 50 de zile după Paști. De Rusalii este comemorată Coborârea Sfântului Duh asupra ucenicilor lui Isus din Nazaret. Și pentru că vorbim despre Rusalii, vă introducem și prima știre a ediției de astăzi. Luni 24 mai, Consulatul General al României din Torino nu va avea program de lucru cu publicul. În conformitate cu dispozițiile articolului 134 din Codul Muncii, prima și a doua zi de Rusalii, respectiv zilele de 23 și 24 mai, sunt sărbători legale în care nu se lucrează cu publicul. Și fiindcă vorbim despre Consulatul General al României din Torino, cei care se vor prezenta marți la sediul din Via Ancona numărul 7 vor avea o neplăcută surpriză, pentru că începând cu 25 mai 2010 intră în vigoare noile taxe consulare. Conform legii numărul 78/2010 privind modificarea și completarea legii numărul 198/2008 privind serviciile consulare, pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice, guvernul a aprobat cuantumul noilor taxe consulare. Vă dăm doar câteva exemple privind aceste valori. Taxa pentru eliberarea unui pașaport simplu este de 100 de euro, iar pentru eliberarea unui titlu de călătorie, 65 de euro. O procură o să coste 60 de euro, iar transcrierea unui certificat de naștere sau de căsătorie în termen de 6 luni de la nașterea copilului și respectiv celebrarea căsătoriei este de 205 euro. Dacă însă este depășit termenul de 6 luni, taxa este majoră, 270 de euro. Noi de la Web Știri vă propunem după această știre să revedeți un clasic al filmului italian, un actor, poet și parolier ilustru, Totò, într-o interpretare de excepție. Vă propunem să vedeți 12 secunde din filmul 47, Mortul care vorbește, 47, Morto che parla. Ergo, a partire da oggi,
Tenetevi di meno sul salario. È chiaro? Vai! Sì. Vai! E io pago! E io pago! Criza economică lovește puternic și România, care se confruntă cu un val de greve și proteste. Luni 31 mai vor fi în grevă generală Federația Operatorilor Români din Transporturi, salariații din transportul feroviar și restul bugetarilor. RATB va fi în grevă generală tot pe 31 mai și metroul ar putea intra în grevă în semn de solidaritate cu angajații de la stat. Premierul Emil Boc a declarat în încheierea discuțiilor cu misiunea FMI, Comisia Europeană și a Băncii Mondiale, care a fost prezentă la București în perioada 27 aprilie-10 mai, că guvernul a optat pentru această soluție care vizează impunerea unor măsuri de austeritate pentru sectorul bugetar. Este vorba despre reducerea veniturilor bugetarilor cu 25%, reducerea pensiilor și a altor plăți sociale cu 15%. Șeful executivului a specificat că nu va scădea alocația pentru copii și nici indemnizația pentru persoane cu handicap, iar niciun salariu nu va coborî sub valoarea minimă de 600 de lei. O știre de aici de la Torino. Până în 28 mai 2010, tinerii cu vârsta între 18 și 25 de ani rezidenți sau domiciliați în Torino, care nu posedă cetățenia italiană, pot prezenta cerere de participare la Serviciul Civil pentru Tinerii Imigranți, organizat de către Primăria din Torino. Serviciul durează 12 luni, iar voluntarii primesc 350 de euro pe lună. Locurile disponibile sunt 20. Și în anul viitor, voluntarii vor avea ocazia de a colabora cu redacția noastră. Și acum dăm o știre importantă pentru cetățenii moldoveni care ne urmăresc. Documentele moldovenești cu apostilă sunt valabile în Italia fără legalizare din partea ambasadei Italiei la Chișinău, precizează circulara numărul 14 emanată de Ministerul de Interne. Această regulă este valabilă și pentru nulla osta pentru căsătorie, autorizația pe care cetățenii moldoveni trebuie să o prezinte în primăriile italiene atunci când vor să se căsătorească. Deoarece nulla osta este eliberat cu apostilă de către ministerul competent, Ministerul Justiției din Moldova, primăriile italiene trebuie să-l accepte și să facă imediat publicațiile pentru căsătorie. Doamnelor, domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a Torino Web Știri, săptămânalul portalului nostru în limba română. Toate edițiile noastre sunt disponibile pe portalul YouTube în secțiunea Primăriei din Torino. Nouă nu ne rămâne decât să vă urăm toate cele bune, la revedere și nu uitați de întâlnirea cotidiană cu Anca Arnăut, un direct în streaming începând cu orele 13:30. Și nu uitați nici de TVN Romeno Quotidiano, disponibil și pe portalul YouTube. Vă urăm să aveți parte de un weekend minunat, numai de bine, la revedere și pe curând!